Bună, sunteți pregătiți de un cățeluș? Hai să vedem. Pentru că nu avem acele foi speciale, luăm o coală A4, o delimităm bine și ne trebuie să iasă un pătrat. Știți cum facem? Realizăm triunghiul. Da? Surplusul îl vom îndepărta. Dacă nu ne descurcăm, trasăm o linie cu creionul, după care tăiem cu foarfeca. Bun. Și am realizat un triunghi. Bine? Da. Îndăim triunghiul, colțul de jos, îndăim cam două degețele, așa, în sus. După ce am îndăit bine, 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 bine de tot, întoarcem triunghiul invers, da? Și vom plia pentru a avea semn de mijloc, să avem noi de unde se află mijlocul. Și veți vedea și de ce. Ne gândim că acesta de aici, punctul acesta de aici, să îl găsim undeva sus, să se regăsească sus. Când îndoim foaia, nu vom îndoi nici așa, nici așa. O vom îndoi în lateral. Da? În lateral. Măsurăm, avem două degete mari și un pic. Ne uităm în partea asta și undeva de aici vom îndoi din nou. Și îndoim să fie egală urechiușa noastră cu cealaltă. Da? Și a rezultat un căpușor de cățel. Bun. Ce trebuie să facem noi acum? Luăm o carioca neagră. Trebuie să-i facem năsucul. Năsucul se face un triunghi cu vârful în jos. Și-l colorăm bine, 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 bine. Da? Am făcut un pic cam într-o parte. Dar nu contează. După care coborâm și vine ca o literă J foarte mare. Și coborâm și repetăm în partea cealaltă. Da? Avem doi ochișori. Cățelul nostru are și ochișori, un ochișor, doi ochișori, cățelul nostru are și doi ochișori. Și acum trebuie să-i facem pârnițele de la mustăți, pentru că al nostru cățeluș are și mustățioare, da? Bun. Eu acum am să închid markerul și voi lua culori. Și voi lua o culoare neagră cu care îi voi face un ochișor, cățelului un ochișor colorat. Voi puteți să colorați inclusiv restul cățelului cu maro, cu portocaliu, puteți să-i faceți ochișorul să-i lăsați alb și să-l colorați pe el cu negru. Sau puteți să-l colorați întreg cu negru. Este alegerea fiecăruia. Și voi lua și o culoare roșie pentru a-i face o limbuță. Lăsăm cu gurița închisă sau îi facem limbuță? Îi facem o limbuță. De ce îi facem limbuță? Să vă spun un secret. Cățelușii transpiră prin limbuțe și prin lăbuțe. Da, pe acolo transpiră cățelușii. Da? Și atunci îi facem limbuța afară ca să se risească și el. Bine? Sper că vă place cățelușul nostru. Da, e un cățel drăguț? Și am mai făcut și alți căței. Haideți să vi prezint. Ia uitați-i. Da? Și
și încă un cățel, acesta e dalmațian, și avem și un cuțit mic, un pui de cățel. Putem să facem o canisă întreagă. Da? Canisa este locul unde sunt crescuți căței. Da? La revedere! Vă mai așteptăm pe Comorile Elisabetei. Nu uitați să vă abonați! Bine? Pentru a primi și alte noutăți de la noi. Vă mai așteptăm! La revedere! Pa, pa!